Gospodarii și-au sacrificat păsările rămase prin gospodării și le-au congelat. Am tăiat de frică să nu le ia, nu că așa, sunt. Brave, ce frică, parcă suntem nu știu unde, ce frică. Nu, ca să nu le ia, eu am tăiat să mănânc. Medicii din Constanța îi roagă pe cei care țin la sănătatea lor să nu transporte păsări și ouă din zona Murighiol și să fie atenți de unde cumpără pui. De asemenea, localnicii sunt sfătuiți să nu atingă păsările, iar în cazul în care au senzație de febră, respiră greu și tușesc, să meargă la doctor. Reprezentanții ANSV le-au cerut patronilor de ferme să verifice drastic normele de igienă și să respecte măsurile de biosecuritate. Ca să prevină răspândirea virusului H5N1 dinspre România, bulgarii au interzis vânzarea păsărilor vii la târgurile din apropierea Dunării. Experții cred că tot păsările migratoare au dus virusul din estul Asiei spre Marea Neagră.